Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare. O să continui și pe cea pe care am început-o, dar am simțit nevoia să vin cu o etalare la alegere. 1, 2 și 3, vă puneți pauză și vă alegeți. Etalare specială pentru lună plină. Da? 1, 2 și 3. Și după aceea, chiar dacă o să facă târziu, oricum nu... Mi-am luat și o mică cafeluță, mai slabă. Chiar dacă se face târziu, vreau să continui și cea pe zodii cu cele care au rămas de la Scorpion spre Pești. Okidoki, dragii mei, v-ați ales, da? Să punem deoparte. Au fost doar cutiuțele. Au fost doar cutiuțele. Așa, cei care ați ales numărul 1, începem cu acest set de cărți. Clarificatori în cazul în care avem nevoie sunt tot pe negru, dark. Și, totuși, încă un mesaj. Doamne, de câte cutii s-au adunat aici? Hai să vedem. În timp ce am amestecat, mesaje în pluse. În pluse? Mesaje în pluse. În plus, da. Lumea și patru de cupe, ceva, un capitol s-a încheiat. Un capitol s-a încheiat și există un sentiment de regret, de tristețe. Poate că distanța dintre voi și cineva vă face să vă simțiți triști, nemulțumiți cu prietenii pe care aveți, eventual, pentru că nu aveți dragostea, eu știu, pe care o proiectați. Știți că e departe dragostea aceea, eventual. E o chestiune, poate să fie repetită la distanță, poate să fie un capitol încheiat între voi și cineva. Oricum, finalul acesta aduce regrete, sentimentul că n-am folosit ocazia, nu ne-am bucurat sau ceva. S-a irosit. La capătul setului de cărți. E interesant că apare magicianul. Dacă lucrați un pic, 8 de monede cu mare preot, cu credința voastră, cu spiritualitatea, veți învăța să manifestați. Oricum ce a fost, a fost. Asta e. Acum e în starea de nemanifestare. Urmează să învățați, pentru că mare preot predă. Predă. Este un profesor ghid spiritual, dar nu doar atât, este și credința voastră, spiritualitatea voastră, religie. Variază, da? Ideea este că trebuie să lucrați cu voi în această zonă, înspre lumină, să vă aruncați în lumină și să învățați să manifestați. Hai să vedem. Alte mesaje? Da. Spiritul pe care ar trebui sau care vă influențează într-o formă sau alta al vostru sau al unei persoane. Vedem. Numărul 1. În această perioadă, la lună plină, în special o lună foarte puternică despre care sper să apuc să vorbesc. Adică de apucat sigur vorbesc. Mâine, că tot e sărbătoare. Numărul... ce frumos! Iubesc pasărea asta. Uliul peregrin, observație, observare, 2 și cu 5, 7. Dar am vorbit de mare preot, de 5, da? Eventual trebuie să învățați să aveți credință în relații. Să aveți credință în intuiția voastră, interesant. În momentul în care învățați să aveți credință în intuiția voastră, puteți să mergeți mai departe și nu mai departe, că am văzut mai departe în sensul că 2 și cu 5 înseamnă 7, 7 înseamnă faetonul. Să mergeți, faetonul merge spre steaua sa, înspre misiunea pe care o aveți, persoana predestinată, posibil iar, e o chestiune de distanță, că am văzut lumea și faetonul are de călătorit, înseamnă că într-adevăr e o chestiune de distanță. Dar trebuie să observați lucrurile, trebuie să aveți încredere în intuiția voastră, în Dumnezeu. Sunt cele două forțe care vă influențează deciziile. Că faetonul ia niște decizii, da? Înainte de 7-6. Trebuie cântărit, albă sau neagră. Eventual trebuie să renunțați la o relație
pentru o altă relație. Și în primul rând pentru relația cu Dumnezeu, cu divinitatea, cu creșterea voastră spirituală. La capătul setului de cărți, ancestorii, străbunii, secrete. Hai să vedem. În trecut, numărul 1. Trecut, numărul 1. O dată, de două ori, de trei ori. Trecut. Asul de monede. 3 de bâte, iar distanță. Și 8 de spade. Ați vrut să începeți o relație, dar din cauza distanței, ați vrut să începeți o relație stabilă. Poate chiar un proiect. Nu e vorba muzei de relație. Poate să fie relație profesională, da? Un proiect, o relație, ceva la distanță, dar au apărut grijile, blocajele. 8 este un blocaj. E o legătură karmică, eventual, care, sau o tendință de a vă minți cu aceste secrete, de a nu avea încredere în fericire, interesant, de a nu fi optimiști. E o tendință a cuiva. Unul a fost probabil foarte... Sau poate că voi, la un moment dat, ați sperat în acest as de monede și... Pentru că e trei. Probabil între voi doi a mai intervenit interesant o altă persoană care a blocat, a proiectat energie, gânduri negative și v-a înfofolit pe unul dintre voi într-o imobilitate și mentală și fizică. Pentru că atunci când nu ai încredere, parcă nu te poți mișca să investești, să lucrezi, să crești, să călătorești. Iar lumea. Și iar, vedeți, cărțile acum au fost amestecate, dar bine. Ele au fost și înainte amestecate. Deci acesta este trecutul. Teoretic ar trebui, pentru că e trecut, să vă eliberați de el, da? Într-o formă sau alta. În primul rând e vorba de eliberare de acest stres, de aceste proiecții, de niște legături karmice. Și luna aceasta plină este foarte puternică. Vă ajută să rupeți. Dragii mei, acolo este, da? Este un personaj care e legat și la mâini și așa în general și la ochi, da? Poate pentru unii, pentru că e această lună foarte puternică, pot să vă vorbesc și despre magie. Cineva a intervenit cu o energie foarte toxică și a blocat. Iată, în timp ce vorbesc, apar 5 de bâte. Gelozii, invidii, conflicte. Prezent, în prezent. În prezent e luna plină. Numărul 1. O dată. De două ori. De trei. Iar aveți credință. Ia uite, vorbeam de credință și apare steaua. Iar sperați, vindecați-vă de această, de acest blocaj mental, vindecați-vă. Singura legătură pe care o mai păstrați, o păstrați cu divinitatea, cum a zis mai devreme. Ah, ce frumos, asul de bâte! Și 5 de bâte. Va fi un nou proiect care va aduce strălucirea într-un fel sau altul, sau o nouă pasiune care vă e predestinată, sau un personaj de care vă simțiți atrași, sau ei se simt atrași față de voi. Avea semne de foc și mie nu-mi place să fixez steaua pe vărsător, dar asta e pentru unii probabil că... Dar nu e vorba de vărsător ca zodic, ci de casa 11 a vărsătorului, care reprezintă într-adevăr distanță, înseamnă și prieteni, înseamnă și speranță, înseamnă foarte multe. Așa. Și asul de bâte îl văd ca pe o energie marțiană, un Marte sau planete în semne de foc, care
predispun la atracție sexuală, la magnetism, la pasiune. Dar aveți un as și aveți un 5. Pentru acest proiect, pentru această pasiune care vă e predestinată, care vă va face fericiți, vă va scoate în public eventual, pe unii dintre voi să aveți de-a face cu o persoană publică sau voi sunteți o persoană publică și aveți parte de un nou proiect, în fine, care vă va vă aduce și mai aproape de misiunea voastră spirituală, dar pentru acest proiect trebuie să luptați. Concurență, gelozii, însă 5 și cu 1 înseamnă 6. Veți avea puterea. Dacă aveți credință, am văzut și Male Preot apare și Steaua. Dacă aveți credință, dacă învățați, vă eliberați acest proiect în care proiect de această experiență, iar un as de monede, acum apare un as de pute. Poate a fost o încercare cu cineva cu marcaj în pământ la un moment dat în trecut, marcaj, acum apare influență, cineva cu marcaj în foc. Ascendent, planete, nodul nord, da? Dacă vă place vouă să zic așa ceva. Dar din experiența trecutului, învățați că Marele Preot înseamnă și învățătură. Învățați să vă păstrați credința. Pentru că blocajele acestea mentale, influențele cuiva, nu v-au dus nicăieri. V-au întârziat, eventual, sporul, reușita, manifestarea. Deci asta e experiența a trecutului de care trebuie să vă eliberați. Acum aveți în prezent Jupiter, semn de foc, interesant, da? Și Neptun, chiar dacă vorbim de vărsător, totuși, Neptunul reprezintă, e o carte a credinței, a speranței, a faimei pe televizor, online, da? Pentru unii dintre voi, a voastră sau a cuiva. Dar hai să clarificăm. Înainte de a merge mai departe, hai să clarificăm. Am spus că vreau și niște clarificatori, da? Interesant, cărțile pe care le-am amestecat s-au oprit iar la asul de bâte, îndrăgostiți-o dragoste, o nouă pasiune, care într-un fel sau altul vă echilibrează, cu această justiție vă echilibrează viața. Și oferă un soi de stabilitate, 4 de bâte, pe care ați tot sperat-o, dar care a venit foarte greu sau a fost blocată de energia cuiva, proiecțiile cuiva. Voi nu v-ați văzut potențialul nici al vostru, nici al celelalte persoane, pentru că alte persoane, eventual vreo 4 persoane, cel puțin 4 persoane, au tomăcănit, au tocrâncănit în jurul vostru și v-au influențat. Și ați văzut ceea ce au vrut ei să vadă, programul lor mental, nu v-ați văzut pe voi. Acest lucru trebuie să, pentru că e 8 transformare, trebuie să vă eliberați. Hai să și clarificăm 8 de monede. Clarificăm 8 de monede pentru numărul 1. Ah, nu, asul de monede, pardon. De ce fi zis 8? Probabil că e la locul de muncă sau trebuia să munciți foarte mult. Dar cum să muncești când ești influențat de asemenea croncăneli? Dar ce interesant, acel personaj se privește, nu știu dacă e oglindă sau e apă, dar ideea este că nu vom minți, normal, în momentul când cineva vă influențează mental, vă afectează și emoțional, că mintea merge mână în mână cu sufletul, da? Gândurile merg mână în mână cu emoțiile. Wow! Marea preoteasă și ce ăsta? 13 este un soi de moarte. Da. Ia să vedem. 2 de cupe! Wow! Ce puternic! Probabil că v-ați găsit sufletul pereche într-un mod misterios.
Într-un mod misterios, ori ei pro... Da, dați, e mai dăm. Ia, 3 de vâte. Clarificăm. 3 de vâte. Am uitat să zic că în timp... A, nu, nu aici la alții de cărți. 3 de vâte, te rog frumos, clarificăm pentru numărul 1. Dar clar a intervenit cineva între voi. Ori în partea lor, ori în partea voastră. Regele de bute. Seamănă cu un as, dar nu e, doar un rege. Și 7 de cupe. Regele de bute o energie. Iar, de foc. Regele de bute pe 3 de bute. Dar am spus, între două persoane a mai apărut încă o persoană. Și 7 de cupe confirmă confuziile. Iar, pe 3 de bâte, ia uitați. Da? Citiți și voi. 3 de bâte. Mai dăm o carte pe, sau eu știu, clarificăm 8 de spade pentru numărul 1. Din ceea ce văd, simt că 8 de spade trebuie eliberat. Pentru că este o făcătură, nu neapărat prin vrajă, prin cuvinte. Sunt oameni care au un fel de a manifesta foarte puternic, de a convinge. Și eu zic o făcătură, prefăcătură, să zic, mentală, emoțională. Cuvintele cuiva v-au distras atenția. Mi s-a părut că a sărit o carte. Extraordinar, 7 de cupe. Iar 8 de spade, 7 de cupe. S-au creat confuzii. Poate că ați avut și opțiuni, dar nu, nu, e magicianul, clar, mai. Posibil și la locul de muncă, cavalerul de spade, cel care aduce vești neplăcute. Da, și magicianul, ia uitați ce față luciferică are. Dar aș vrea să mai clarifici marea preoteasă. Dați-mi timp, vă rog frumos. Pentru că e important să înțelegem trecutul ca să vedem ce facem în prezent, nu? Clarifică marea preoteasă. Clarifică marea preoteasă pentru numărul 1. Cavalerul de spade, despre care am zis mai devreme. Și iar apare interesant magicianul, iar. Mai dăm pe 7 de cupe, te rog, carte. 7 de cupe. Nu, nu, nu. Dăm pe regele de bute. Poate să fie și femeia în energia sa masculină. Regele de butătorul frumos pentru numărul 1. Clarificăm regele de butătorul pentru numărul 1. Multe cărți. Cavalerul de cupe, 8 de cupe și cavalerul de monede. 6 de monede pentru unii și 9 de cupă. Pentru unii dintre voi a fost o pasiune față de cineva, a fost probabil că și este. Față de cineva. La distanță. Probabil că a trebuit să faceți drumuri. Eu știu, distanța e variabilă de la un om. Este că v-ați simțit foarte încântați, nu doar plin de pasiune și ați simțit magnetismul ăsta între voi, da? Regele de bâte și 3 de bâte. Dar
Au fost și multe emoții. Că văd cavalerul de cupe, văd nouă de cupe. Au fost și multe emoții foarte intense. Însă, probabil, am zis, ori această pasiune a venit în timp ce voi aveți o relație, variază. Ideea este că apare 6 de monede și asta susține ce am spus mai devreme, că între două persoane a apărut încă una. Nu s-a evoluit. Pentru unii poate să fie intervenit, să zic, cineva din trecut, dar pentru alții, probabil că acest as de monede, această oportunitate de a vă transforma viața, asul de monede și moartea, de a vă transforma viața într-un mod, cum să explic, misterios, aș spune, că e Marea Preoteasă. Mă mir că n-a apărut turnul. Cred că a fost totuși șocant pentru unii dintre voi. Cavalerul de spade sugerează o comunicare plină de mister alături de Marea Preoteasă, dar și foarte neprevăzută, care aduce transformare. Deci oportunitatea aceasta, oricum s-a manifestat ea, aici face parte și din destin, da? Să fi trecut prin aceste blocaje, prin asemenea confuzii, ca să înțelegeți niște lucruri. Oportunitate, persoană cu care puteți să creați ceva, da, e as de monede, puteți să creați ceva, dar pentru a crea trebuie să treceți prin transformare. Trebuie să vă ascultați intuiția. Și pentru asta au trebuit spuse niște cuvinte mai dure, cavalerul de spade, eventual ca să se trezească celălalt. Pentru că pasiunea era, regele de bute, mare, mare atracție fizică. Era și un soi de romantism cu cavalerul de cupe, am văzut și nouă de cupe, dar la un moment dat, probabil că din cauza blocajelor și a confuziilor, celălalt a plecat. Și plecarea acestei persoane provoacă într-un fel sau altul la reconstrucție cu cavalerul de monede, dar va fi o reconstrucție destul de înceată, pentru că atât timp cât nu se manifestă transformarea, nu prea știți ce să înțelegeți. Nu prea știți ce să construiți, ori unul, ori celălalt. Clarificăm 7 de cupe. Ideea este, repet, eu m-am fixat de prima oară pe această energie care trebuie eliberată. Din cauza acestor blocaje și acestor confuzii, nu ați putut să bifați această oportunitate transformațională, whatever, cum vreți voi să ziceți, da? Clarificăm 7 de cupe. Ce mai simt? Mai simt că probabil că cineva la un moment dat a aflat pe niște căi, să zic, oculte de această oportunitate, opțiune, nouă persoană și a încercat un atac. Mamă, Marea Preoteasă și moartea. Pentru că avem și 8 de spade, am zis blocaje, făcături. Îmi pare rău că în ultima vreme se pare că se manifestă lucrurile astea mult mai intens la nivel colectiv. 9 de bute, iar blocaj, domne! 9 de bute, 7 de cupe, 8 de spade, iar blocaje. Probabil că cineva cu marcaj puternic în semn de foc. De-aia am zis că reconstrucția vine greu. Ideea este că trebuie, interesant că după acest trecut trebuie să vă vindecați. Steaua nu înseamnă vărsător, dragii mei. Vărsătorul poate să apară sub multe alte cărți. Înseamnă vindecare, credință, împlinirea unor dorințe. Eventual această pasiune să reapară într-o altă formulă. Dar pentru acest lucru să fi învățat, odată eliberați de confuzii, de pasivitate, de blocajele,
probabil puse de un personaj gelos, cavalerul de spate sau geloasă. Am spus, cineva a intervenit între voi. Celălalt a plecat. 8 și cu 1, 9. A plecat să-și vadă de stima față de el, de ea. A plecat să se reconstruiască eventual. Poate cavalerul de monede să reprezinte acea persoană care lasă în urmă, 8 de cupe, lasă în urmă romanța care a fost pasiunea, atracția, ca să se reconstruiască. Aici este ceva putret. Nu prea îmi place să accentuez lucrurile astea, dar se pare că în aceste vremuri și la această lună plină trebuie scos în evidență aceste. Ia uite, cavalerul de bâte s-a oprit aici, iar semn de foc. Cu tendințe narcisiste, 6 de bâte, 5 de cupe. Care se simte părăsit. Părăsită. Mai dăm o carte pe 9 de bâte. Deci în prezent aveți această oportunitate de a vă vindeca și de a manifesta un nou proiect. Dar acum învățați repede din lecțiile trecutului că trebuie să vă luptați. 6 de monede. Iar sugerează dezechilibru. Faptul că trebuie să dați și într-o parte și în cealaltă. Da, iar o situație la distanță. Și dacă acest capitol, interesant, am început cu lumea, da, și apare lumea, dacă acest capitol, vorbim de ce trebuie eliberat, trebuie încheiat, după această încheiere a acestui ciclu, ca asta înseamnă lumea, un ciclu, trebuie comunicat cavalerul de cupe. Eventual, ori niște scuze, ori emoțiile care n-au fost exprimate din cauza blocajelor mentale, confuziei și altor făcături. Dar cineva a atentat la Marea Preoteasă. Wow! Pentru cine o fi mesajul, nu știu. Cineva a atentat, nu știu dacă sunteți voi sau persoana cealaltă. Cineva a atentat, pentru că cavalerul de spade poate să fie foarte agresiv. A atentat la Marea Preoteasă. Din cauza acestui? Acestei oportunități. Uf. În fine. Iar am vorbit mult cât am vorbit. Deci, în prezent, energie frumoasă. Mă bucur foarte mult. Ia uite, vorbeam ea de Marea Preoteasă, s-a oprit la Marea Preoteasă. 8 de bâte distanță. Mama, magicianul și Marea Preoteasă. 5 de cupe. Am zis, o persoană a plecat. Persoana conștientă de ce se întâmplă, probabil Marea Preoteasă care era conectată la intuiția sa și a înțeles că este atacată și nu poate să manifeste acest as de monede, a plecat. Să se reconstruiască sau, nu știu, aplicat. Pentru că are un as. Cavalerul de monede are acel as în mână. Trebuie să-l ofere cuiva, trebuie să-l manifeste într-un fel. Nu poate să stea blocată, da? Din cauza confuziilor celelalte persoane. Și blocajul și altor probleme. Da, sunt regrete. 5 de cupe. A fost fericire. Dar au fost și confuzii. Cineva n-a înțeles. Această fericire specială a fost o oportunitate super valoroasă. Da? Între confuzii și regrete acum. Dar aceste regrete trezesc eventual magicianul din voi. În ce sens? Nu magicianul, manifestorul. Să fac diferența între magician, iluzionist și manifestor. Cel care manifestă, care pune în realitate. Și atunci, interesant, ar putea să fie că am văzut, da, extraordinar, Marea Preoteasă, mi-aduc, uite, doi, și Marele Preot. Tot ce s-a întâmplat, inclusiv atacul la această Mare Preoteasă, care a venit cu o oportunitate să transforme viața cuiva, nu știu pentru cine citesc. S-a întâmplat această lecție ca celălalt să descopere capacitățile sale de manifestare. Să nu se mai simtă blocat, da?
Să iasă din blocaje, să anihileze toate atacurile, toate intervențiile, toate făcăturile, toate prostiile. Și să învețe să manifeste. Și în momentul în care învață să manifeste, comunicarea, creșterea, evoluția, inclusiv la nivel intuitiv a persoanei în cauză care a trebuit să învețe, dar și comunicarea cu marea preoteasă, eventual, comunicarea aceasta, channeling-ul, interesant, de aceeași culoare, da? Channeling. Telepatică, eventual, se va manifesta cu viteza luminii. Eventual va vindeca această comunicare. Ia mai dăm pentru viitor. Lună plină, numărul 1, viitor. Carul fie termen scurt, termen lung. Vezi, trăi și vezi vedea. Odată, de două ori. Of, ceva. 9 de cupe, trebuie să ajungeți. Dar, vedeți? Încă e în curs de manifestare. Cine n-a știut să se iubească, cine s-a lăsat influențat, dar clar nu s-a iubit, nu și-a cunoscut valoarea. Cel care și-a cunoscut valoarea, cavalerul de cupe a plecat. Cunoscându-și valoarea, da, dragostea pe care o are față de, față de restul lumii și valorile cu care vine, s-a dus să ofere valori în altă parte. Așa simt. Odată. De două ori, de trei ori. Iar lumea, iar o chestiune la distanță, dar iar capitolul teoretic ar trebui să fie încheiat. Ar trebui să ieșiți dintr-un ciclu. 4 de spade, 10 de spade și 10 de monede. Vă eliberați. În viitor, da. Ce se întâmplă acum vă va ajuta să vă eliberați. Adică eliberarea, dragii mei, nu se întâmplă într-o singură zi. Dar vă va susține. Călătoria. Vedeți? Și aici tot croncăneli. Călătoria înspre abundență, înspre un cuplu fericit, stabil, 10 de monede. Sau succes financiar, sau succes profesional. Profesional nu-i musai financiar, dar în fine. Uneori se leagă. Dar pentru asta trebuie să analizați un pic. 4 de spade. Nu la modul 8 de spade blocați mental. Nu. Aveți nevoie de o perioadă de vindecare după această încheiere de ciclu. Și vine. Probabil că veți avea niște vise. Probabil că iar va apărea o persoană care să vă inspire pentru unii, să vă arate drumul. Cineva vă arată drumul în această perioadă, ori printr-un vis, ori prin ceva, printr-un proiect, printr-un fel de a fi. Vă arată drumul, vă arată cum să vă încărcați energetic și cum să luptați. Ia uitați, vedeți flacăra aici și voi trebuie să vă întindeți, da? După această flacără. Băi, vă dau pe toți la pământ. Asta e flacăra mea. Da? Pasiunea mea, dragostea mea, credința mea, persoana mea, pentru care lupt. În viitor, se vede că vă veți vedea de drumul vostru. Veți analiza lucrurile mai atent, dar repet, nu cu blocaje, ci sub inspirație. Și veți manifesta spor, abundență, că am zis că această lună plină aduce abundență. Ideea este că puteți să schimbați oricând energia roată norocului. Decât să stați, vedeți, 4, 5, 8, decât să stați în această energie care vă influențează. Măi, sunt niște oameni, mai ales cavalerul de spade, în mod special, sunt niște oameni care vă influențează energetic, mental. Schimbați energia, schimbați direcția, mergeți într-o nouă direcție, zero. Aș vrea să și clarific. Patru de spade. Sunt multe. Patru de spade. Un altul frumos. Pentru numărul 1.
aveți puterea să mergeți mai departe decât să stați. Aici este lecția. Am zis, vis, inspirație, cineva vă arată. Chiar de la distanță, interesant că stea înseamnă e un personaj care e la distanță și care inspiră eventual pe unii. Chiar dacă visul vostru e încă departe, persoana voastră e încă departe, vă atrage energetic, magnetic, într-un fel sau, vedeți? Dar trebuie să fiți activi, să vă zbateți. Și dacă sunt gelozii, ok, dați cu ei de pământ. Da? Și aici este. Aveți puterea să vă ridicați din pat, din ce sunteți, din această energie pasivă, vă aruncați pe bicicletă, în mașină, eu știu, pe avion. Și să mergeți înspre. Înspre ce merge faetonul, dragii mei, de câte ori am zis? Înspre stea, e aici, lumina, ia uite, aici. Dar ceva se întâmplă în această perioadă și veți ști mai încolo în ce direcție să mergeți. Interesant, apare asul de spade la capătul setului de scrie. Uite, lăsați. Șase de spade, vă eliberați de minciuni. De autosabotaje, pentru că aici sunt autosabotaje, blocaje, influențele altora. Vă eliberați de ele și mergeți, dragii mei, către ce? Către asul de spade, către înțelepciune, către iluminare. Veți avea un evrica. Gata, am înțeles ce trebuie să fac. Să fiu în echilibru, să fiu stabil. Bărbați, femei, nu contează. Și dacă sunteți bărbați, să fiți, măi, nu orice fel de bărbat, să fiți un bărbat puternic, care își conduce viața, nu se lasă influențat. Dar în sensul frumos, și protector, nu doar că dorește controlul, e și protector. Aici e calitatea frumoasă a împăratului în varianta sa superioară. E și intuitiv, e și ambițios, în sensul frumos, nu calcă tot în picioare. A, e împăratul în varianta sa bună, e minunat. Clarificăm 10 de spade. Nu sunt multe. 10 de spade. Încheiați acest ciclu despre care am tot vorbit, ce s-a întâmplat pe acolo. Și dacă e persoana care a plecat pentru că s-a simțit atacată și trădată și față de care în continuare aveți pasiune, vedem cine e acolo. Veți vedea. Voi știți, până la urmă, eu citesc o carte, e o carte. Da, cineva merge către independență, că sunteți voi, că e altă persoană, voi știți. Cine lasă în urmă trădările, merge către preîmpărăteasă. Și de-aia împăratul, da? Trebuie să fie și el pregătit ca să își transforme preîmpărăteasa în împărăteasă. Înțelegeți? Asta e limbajul, da? Persoana independentă. Patru de bâte. Persoana care a plecat, 8 de cupe. 8 de cupe aici. Persoana care a plecat. Voi, ei, eu știu cine. Eu citesc cărțile. Pasiunea este. Dar cine se simte trădat, va merge către succes. 10 de monede. Pentru numărul 1. Vedeți? 9 și cu 1, 10. Putea să fi creat acest 10 mai de mult dacă nu intervenea cineva. Dar cine a intervenit, nu știu, cu o vibrație foarte, eu așa simt, atac la Marea Preoteasă. Nu știu ce zic. Regele de monede. Interesant, apare justiția și 6 de monede. Ambele vorbesc de echilibru, ambele reprezintă balanță. Ambele în sensul de, nu neapărat de zodie. Avem și semne de pământ, avem și, eu știu, semne de aer, dar nu e vorba de zodie, Moonstai. Reprezintă dorința eventuală a energiei masculine de a fi stabil, că am văzut și împăratul, de a fi stabil și de a oferi dreptate. Și asta se va manifesta. Cu persoana potrivită. Da? Veți ști atunci. Dar nu uitați că pentru a vă împlini visele, pentru a fi cu, eu știu,
a vă manifesta proiectul visurilor voastre sau care vă aduce stabilitate financiară. Da, trebuie să vă implicați practic, să vă luptați. Eventual, mare grijă la gelozii, pentru că 5 de bâte reprezintă și gelozii. Ia uite, roata norocului s-a oprit la roata norocului și mare pretă. Aveți credință, e separare, într-adevăr. A fost, ia uite, a fost dragoste, regina de cupe. Cred că e această mare preoteasă, care se simte abandonată, eventual, și a trebuit să manifeste separarea, turnul. Dar turnul aduce trezirea spirituală a cuiva. Am zis de la început, de turn, nu. Am zis că a trebuit să apară, dar uite că a apărut. Am zis de mare preot, da? Mare preot și marea preoteasă. Am zis, nu știu, cred că e vorba de flăcări gemene. Și energia masculină eventual trebuia trezită, într-o formă sau alta. Așa simt. Cred că am vorbit deja foarte mult. Haideți că stăm cărțile. Deci așa simt că energia masculină trebuia trezită. Nu cu sacrificiul energiei feminine. Și de ce zic că energia masculină? Pentru că n-a apărut împărăteasă, a apărut pre-împărăteasă. Pentru că uneori pentru mine flăcările gemene înseamnă și mare preot și marea preoteasă. Foarte diferiți amândoi. Amândoi lucrează în public, dar amândoi sunt spirituali într-o formă sau alta. Mi se par mai flăcări gemene decât mare, decât împărăteasa și împăratul. Asta e opinia mea. Hai să strâng cărțile. Ah, măi, dar ce provocări îmi faci tu. Da, cei care ați ales numărul 2. Au venit deja niște cărți. Ia uite. Cei care ați ales aceste de cărți. Au venit deja niște cărți în timp ce am amestecat. În primul rând, 9 de cupe. Justiția pe orizontal și 4 de bute. Dacă v-ați întâlnit cu un personaj care vă face să vă simțiți fericiți, care vă umple, eu știu, sufletul de bucurie și simțiți că este tot ce v-ați dorit, este o energie karmică care blochează o căsătorie, un contract. Și contract poate să însemne foarte multe, depinde cu cine ai contractul. Nu vreau să intru în detaliu, că devin. Da. O energie karmică aici, care, eventual nedreptate, care atrage nedreptate într-o formă sau alta în această situație. Ori un personaj se iubește și atrage energii faine și vă simțiți și voi bine și într-un fel sau altul se manifestă nedreptatea, din ce motive? Tu ar putea să fie și invidie, ar putea să fie și necunoaștere. Că justiția înseamnă înțelepciune și pe orizontal sau invers, evident, lipsa înțelepciunii, lipsa echilibrului emoțional. Însă apare totuși un 4 de bâte. Lucrurile se echilibrează într-o formă sau alta, dar rămâne de văzut cum. Rămâne de văzut cum. La capătul setului de cărți, ia uite, împăratul. Wow! Și marea preoteasă. Și 3 de cupe. Dacă este un triunghi amoros în afara căsniciei, unul dintre voi dorește un control, cred că a manifestat un control exagerat. Așa simt. Așa sunt ghidată. Eventual. Nu știu cât e ghidată, așa simt nevoia să zic. Hai să mai vedem. Spiritul al vostru, al cui, a situației care vă inspiră în această perioadă. Numărul 2. Jupiter. Ce vezi Jupiter? Are legătură? Vreau să zic lună plină, dar uite, apare Jupiter. Câinele. Poate sunteți în zodia câinelui pentru unii dintre voi, dar e numărul 41, vedeți? Am văzut împăratul care e 4 și apare și 1. 4 și până 5. Trebuie să învățați să aveți încredere, credință. Credință. Este o situație... Sunt două energii, vom vedea cum apar cărțile. Sunt două energii. Una în întuneric, care urmărește, vânează, eventual mai are un companion, mai are pe cineva, un aliat
în această vânătoare, cum ce vânează stele verzi, nu știu, pentru că aici este o zonă, vedeți ce frumoasă este, ce culoare, ce vibrație înaltă. Am zis, după cum arată pozele, după cum arată pozele, energia aceasta, așa este mesajul, nu poate fi prinsă. Vedem. Nu poate fi prinsă. Deocamdată o să vedem. I-a trecut. Deocamdată e o luptă interioară, luptă pentru putere, cavalerul de cupe. E o romanță care vă transformă, e o romanță în care unul este foarte orgolios, împăratul eventual, și o persoană este plină de compasiune. Dar se manifestă păcat în această poveste frumoasă. E ceva drăguț aici. Se manifestă, eu, de regele de spade, din cauza prea... Eu, și un suflet pereche, am zis, sunteți în fața unui suflet pereche, dar răceala cuiva, rațiunea cuiva atrage injustiția pe care am văzut-o mai devreme și trei de spade, suferință. Din partea ambilor. Companionship. Dog. Dog. Mai de ce s-ar cărțile. Mai. 9 de monede în plus. Iar persoana independentă și 7 de spade. 7 de spade e fain că a venit invers. Sinceră. Pentru mine 7 de spade reprezintă mincinosul, dar invers reprezintă persoană sinceră. Care lasă în urmă, 7 de spade merge către 6, lasă în urmă conflictele. Împărăteasa, măi. Am văzut împăratul și acum am văzut împărăteasa. Și preîmpărăteasă. E energia aceea frumoasă în jur. Excelent. 7 de spade invers înseamnă 6 de spade. Se detașează eventual de ce este nepotrivit vibrației sale. Iar trecut. Odată. De două ori. De trei ori. Când vorbim de împărăteasă, ca și de împărat, vorbim de o vibrație foarte matură, înțeleaptă, asumată. În anumite contexte poate să fie distorsionat. Deocamdată am citit ce am văzut, ea, trecut. Cavalerul de cupere apare. Nouă de cupere apare. Și valetul de cupe. Multe cupe, multe emoții, da? Cavalerul și valetul. Două suflete perechi care se simt super happy împreună. Best. The best. Se simt the best. Probabil că și ăsta. Poate că ați băut ceva împreună, poate, dar nu aparea petrecere. Dar, în fine, cred că v-ați simțit bine împreună la un moment dat în trecut. Însă, unul exprimă exuberanță, celălalt e mai timid, eventual. Vedem. Regele de cupe, da, are dragoste, dar nu arată. Are emoții, dar nu arată. Are un blocaj, are o decepție din trecut, eventual, din cauza unei regine de bâte. Unei persoane... regina de bâte și diavolul. Eu vreau să zic geloasă, dar m-a susținut diavolul, da? Eventual... Mama, dar ce mai simt? Nu e doar asta. A avut o experiență toxică cu cineva, asta e clar. Dar ce mai simt? Că ce s-a întâmplat aici, în aceste multe emoții, a atins inima unui bărbat. Acel bărbat a început să simtă. Dar a încercat să-și blocheze exprimarea, eventual, ori prin băutură, ori printr-o atitudine reținută, cum a zis, regele de spade, sau da, reținută și emoțional. Și totuși a simțit și atracție obsesivă, obsedantă față de această situație. O să și clarificăm. În prezent. În prezent odată. De două ori. De trei ori.
Regina de monede, cineva își cunoaște, vedem. Trebuie să vă învățați valoarea, să vă cunoașteți valoarea, să vă respectați, vedem. În prezent. 5 de bute apare și la voi interesant și la numărul 1. Asul de cupe, fi invidioși pe iubirea aceasta. Da, două suflete care se iubesc. Da? Interesant. Mai, vedeți? 9 de cupe e starea voastră generală. Chiar dacă au fost nedreptăți. Au fost nedreptăți, uitați, sunt niște conflicte. Dar 9 de cupe cu 1 înseamnă 10. 9 de cupe cu 1 înseamnă tot 10, da? Ideea este 10. Vă schimbați energia, că zice roata norocului, vă schimbați energia în bine și unul și celălalt. Prezența voastră împreună vă aduce așa o stare de euforie. Și de fapt aici sunt 11 cupe, da? 11, numărul flăcărilor gemene. Și acum iar apare asul de cupe, 5 de băte și 6 de monede. Dacă mai aveți obligații față de copii, față de job, față de vreo soție, că am văzut regina de monede, față de părinți, față de rude, față de, eu știu, colegi. Această dragoste deranjează pe foarte mulți. Da. De ce dragă? Ce atâta dragoste când vorba aia, ai de dat bani în casă, ai de muncit? Multe invidii, 5 de bute. Multe, multe invidii. Însă, asul de cupe mai presus de toate. Este vindecare, este acel sentiment că tu ești deja într-o stare prea înaltă ca să-ți mai bați capul cu conflictele lor, cu pretențiile lor financiare. O să clarific. Dar ce interesant, vedeți? Iar 9 și cu 1, 10. Ce facem? Câtă matematică îmi face? Tot la 10 ajungem, da? Tot la fericirea asta maximă și tot la schimbarea de energie și de vibrație în mod special, da? Mai ales în prezent. Interesant că apare, ai ce drăguț, vedeți, apa înseamnă luna, printre altele, și balanță, lună plină în balanță, că tot vorbeam. Dar, la lună plină în balanță. Patru de spade, hiperanaliză. Unul, probabil, dacă există marcaj în semn de aer, că am văzut și regele de spade, acum apare patru de spade, unul dintre voi și alte obligații, scuzați-mi întreruperea, și alte obligații și alte, eu știu, gelozii, unul dintre voi este mai inexpresiv eventual, bărbatul. În general, bărbații. Da, nu e obligatoriu, dar da, bărbatul. E mai inexpresiv. Nu arată toată fericirea asta. Că 10, de fapt, ce înseamnă 10 de cupe? Varianta mică a soarelui. Cei doi se simt foarte bine împreună. Dar există un personaj care privește din umbră. Da. Trebuie să vă vindecați. Aveți ceva de vindecat în familie? Și familia, repet, înseamnă foarte multe. Foarte multe. Temperanța și secele. Vedeți? Hai să vedem până una alta. Vreau să și... Aici a apărut ceva... A, interesant! Aici a apărut, în timp ce am amestecat, la un moment dat au apărut și aici niște spade. Deci apă și aer, mai special, gânduri și emoții. Ideea este că în timp ce am amestecat a apărut Marea Preoteasă invers. Dacă au fost niște secrete, se doresc exprimate. În continuare a apărut șase de spade și valetul de spade. Iar dorința de a exprima ceva. Mai exact, șase de spade, călătorie, iar distanță. Dacă e distanță între voi, se vrea
apropiată sau micșorat această distanță și dacă nu s-au exprimat niște lucruri, se dorește o comunicare. Roata norocului iar și marele preot. Credință. Probabil că au fost tăceri. Iar apare ce asta? 8. Probabil că cineva s-a izolat în muncă, unul dintre voi, mai ales cel care are responsabilități. Cel care are responsabilități s-a izolat probabil mai mult în muncă. Poate că este și o căsătorie cu mare preot. Dar această situație, această întâlnire emoțională între doi oameni care își simt sufletul, care se simt bine împreună, schimbă, repet, și karma și vibrația. Că și roata norocului face parte din karma, da? Pentru că primești. Ce dai, primești. Dai emoții pozitive, vei primi dragoste, vei crea dragoste. Nu exprim situații, nu exprim gânduri, nu exprim emoții, creez conflict. Și ca și justiția și roata norocului face parte din cărțile care reprezintă karma. Hai să vedem. Clarificăm cavalerul de cupe. Prea repede. Clarificăm. Am văzut 4 de monede. Probabil că țineți la acest personaj. Bărbat, femeie. În cărți apare ca fiind femeie cavalerul de cupe. O femeie romantică, inteligent, cu inteligență emoțională, față de care vă simțiți atrași din punct de vedere emoțional foarte mult. Steaua! Wow! O fi persoană publică, poate face artă. Cupele pentru mine ca și bătele reprezintă artă. Sau vindecă în public, sau comunică în public într-un fel care vindecă, într-un fel artistic, poetic, plăcut. În plus, steaua și steluța. Întâlnirea cu acest personaj, sau ei simt că sunteți tot ce și-au dorit, sau voi simțiți că acest personaj este tot ce v-ați dorit și, interesant, vă vindecă de un sentiment de trădare, de durere, de un ciclu de mari dureri, 10 de spade, și asta din cauza că v-ați sacrificat, eventual pentru copii, unii dintre voi dați bani în casă pentru copii, 6 de cupe. Cu cine e ăsta? Cavaler de bâte invers? Interesant. Astea toate. Da. Și regele de bâte invers. Probabil să fie și un ex cu 6 de cupe care v-a ținut pe loc, v-a ținut ori din dorința de control, ori dintr-o mare gelozie, regele și cavalerul de bâte invers, amândoi sunt într-o energie masculină distorsionată. Ori pe voi, ori pe ei. Interesant este că apare această încheiere a unor suferințe. Și personajul acesta vă vindecă de foarte multe. Nu, dar nu doar pe voi, vindecă și alte persoane, că steaua este publică. Clarificăm 9 de cupe. Și probabil este și distanță între voi. Cât e aici? 4, 8, 9. 9 de bâte. Apar blocaje în această fericire. Grijile, în primul rând. Grijile. Cum să manifeste în realitate? Uite și stresul. Și confuziile, luna. Două cărți care susțin griji excesive, stres mental și emoțional și confuzie. Cum să manifeste această fericire? Cum să o manifeste astfel de monede? Are ceva din numărul 1, așa, pe aici, pe acolo. Vedem și mai încolo. Pe cât? Aici, pe cât colo. Clarificăm valetul de cupe. Dar probabil că într-un fel sau altul, energiile la nivel colectiv se oglindesc mai mult sau mai puțin în poveștile
diferitelor grupuri. Valetul de cupe. Valetul de cupe. Care este valetul de cupe pentru numărul 2? Valetul de cupe. Posibil cineva nu m-a arătat. Am zis că a apărut un rege de spade, o persoană rațională, logică, distantă, care vrea să aibă control. Am văzut parcă și împăratul? Parcă, nu? La voi am văzut. Am văzut și la numărul 1. Și eventual, valetul de cupe susține și susține ca și mesaj. Ar fi fost bine dacă cineva și-ar fi cerut scuze? Faetonul. Nu. Mă, doi de cupe. E pasiune asta. E și pasiune între voi, dar probabil, nu probabil, mai mult ca sigur. Pentru unii, familia, educația sau jobul vă ține și la distanță. Poate să fie diferență și de religie, de spiritualitate, de educație între voi. Dar ceva se întâmplă, v-ați întâlnit cu un scop, da? Pasiune este. 10 de cupe iar, despre care am tot vorbit. Și atracție fizică. Iar valetul de cupe și eremitul. Măi, ce mai simt eu în plus față de ce am zis? Simt că faetonul înseamnă niște decizii importante pe care îl sau aia, cei care sunteți căsătoriți, trebuie să sau într-un contract sau într-o relație mai, eu știu, tradițională sau, eu știu, vă influențează familia, da? Cu, eu știu ce, idei sau gelozii. Cel care trebuie să decide, pentru că faetonul merge către stea, da? Persoana aceasta un pic mai imatură emoțional, mai timidă, mai neprelucrată, vrea să meargă înspre stea. Știe, simte. Da? Dar relația în sine trebuie să înfrunte multe blocaje. Ce mai simțit, am zis, ok, știți că trebuie să mergeți către stea, știți că aici este fericirea voastră, da? Și se va manifesta în prezent, se va întâmpla, vindecați ceva sau se coagulează această legătură într-o formă cât de cât, într-o formă frumoasă, da? Asul de cupe. Într-o formă sacră. Într-o împărtășanie, trebuie să comunicați ceva. Dar ce mai simt? Pentru că apară și responsabilități financiare și avem și copii, probabil că unul dintre voi are, încă mai ține de o casă, de o familie, pentru un copil. Are un copil drag, probabil că are doi copii, nu știu, nu e obligatoriu, dar are un copil pentru care face drumurile acestea către responsabilități, către casă, într-o formă sau alta. Din cauza acelui copil. Repet, vin mesaje în plus. Mai dăm o carte pe noua de bute. Oricum, această etapă trebuie încheiată. Ține de trecut. Pentru că aveți de manifestat ceva. Nu? Aici este jonglerie asta. De fapt, nu jonglerie. Cineva trebuie să-și facă timp tot timp. Între familie, job, și acest mister, să zic, luna, steaua, cavalerul de cupe. Mister este cum v-ați întâlnit. Confuzie, mister, cum v-ați întâlnit și cum de vă simțiți atât de bine, interesant. Nu sunt prea clare nici cărțile acestea.
Mai dăm o carte pe lună, că tot am sumat. Șase de cupe. Vine să strănut. Șase de cupe. Și trebuie pe șasul de bate și temperanță. Și îndrăgostiți. Oh. Simțiți cu luna. Simțiți că e ceva special între voi. Da? Am vorbit de 2 de cupe, acum apare 6 de cupe. Și îndrăgostiții și temperanța. Știți că trebuie să alegeți între trecut și această poveste frumoasă. Trecut fiind ceva și mai vechi decât această poveste frumoasă, da? Această dragoste vă vindecă, vă aduce o nouă pasiune. Vreți să fuzionați, cum am zis mai devreme, interesant, da? 2 cupe și încă una. Și aici la fel afară. 2 cupe și încă una mai mare. Împreună sunteți și mai puternici emoțional și mai intuitiv și mai poate vindecător și mai fericiți. Dar sunt niște blocaje de trecut. Mai dăm o carte pe Phaeton. Zero. Asta este. Trebuie să alegeți, trebuie să o luați de la zero și e greu. Și asul de spade ca să aveți victorie. Probabil că totuși v-ați gândit. Regina de spade, semn de aer, semn de... care vrea să comunice, totuși. Semn de aer. Iar apare semnul balanței. Am vorbit de justiție, de apare iar balanță, da? Asul de cupe. Asul de cupe și asul de monede. Ia uite. Și 5 de bâte, conflictele. Conflictele, geloziile cuiva, luptele pentru această dragoste care poate fi materializată, este valoroasă, este... mai... Îmi scap acum. Sfântul Graal. Mai citiți pentru cei care nu știți ce e Sfântul Graal, da? Citiți, vă rog frumos, mai citiți. Regina de spade. Gândește, știe că trebuie să exprime, trebuie să creeze ca să se întâmple. Dar iar, deciziile de a o lua de la zero și de a manifesta victorie. Victoria se manifestă prin cuvântare. Dacă nu s-a manifestat cuvântarea, ar mai putea să fie... Deocamdată nu. Nu, lasă așa. Așa, hai să vedem viitorul. Viitorul. O dată. Doi. Pe termen scurt sau lung, vezi trei și veți vedea. Iar faetonul, iar trebuie să luați hățule în mână și să mergeți către stea. Și repet, nu este vărsător, dragii mei. Nu, nu-mi place să fixez steaua pe vărsător. Este un personaj care vindecă, care e vulnerabil. Justiția, interesant, am vorbit de ea de la început. 7 de cupe și 3 de bâte. Viitorul arată că, pe termen scurt, cred că este, va trebui să vă zbateți în acest contract în care sunteți. Acel contract, acea căsătorie, acel job sau mai multe contracte, da? Karma în care sunteți, va aduce multe zbateri, să zic. Conflicte. Și cât timp aveți să vă luptați cu această karmă, asul de cupe, dragostea aceasta rămâne un vis. Dar o să clarific. Ce vreau să zic mai devreme, asta îmi confirmă că dacă unul dintre voi, unul, probabil acest personaj, dacă vede că sunt prea multe confuzii, ar putea să-și vadă de drumul său într-o nouă direcție. Dar hai să mai vedem ce alte cărți apar. 3 de bâte sugerează totuși speranța. Da? Speranța. Că dacă se pune să zic că iar distanța sau distanța asta dintre voi îl obligă pe unul dintre voi nu că îl obligă. Îngreunează eliberarea de karmă. Distanța îngreunează eliberarea de karmă. Și totuși, există un soi de speranță că va fi bine, va fi bine. Hai să vedem.
Dar acum în prezent e drăguț, soarele, va fi bine. Și patru de bâte, va fi bine. De bâte, da. Veți fi fericit. Ia, clarificăm cinci de bâte în prezent. Asul de bâte, mai, asul de bâte și asul de cupe. Să nu fie două persoane diferite pentru unii. Da, eu cred că e o pasiune secretă. Pare iar marea preoteasă. E o pasiune secretă, e o dragoste secretă care aduce multe conflicte. A voastră, a lor, voi știți despre cine vorbesc. Uf, și ce stăream în vârful capului. Vai, vai, vai. Clarificăm. Wow! Mai, dar zici că trece spiritul prin mine. Fantastic, ce stăream în vârful capului. Patru de spade. Asta este. Analizați prea mult regele de spade. Ce stărea. Mai de capul meu. Mamă. Regele de spade. Analizați prea mult. Această dragoste n-ar trebui analizată, ar trebui împlinită, dar... Șase de monede. Șase de monede. Regele de cupe. Încă o carte. Și steaua. Și asul de spade. Wow. Wow. Două energii mature, totuși, din punct de vedere, una, în mod special matură, emoțional, dar e și foarte intelectuală cu asul de spade și steaua, clar. Vedeți? Este și intelectuală asul de spade. Și unul, însă aici simt credință. Aici simt prea multă reținere. Cred că o să fac partea a doua la etalare. Cineva a înțeles în prezent că degeaba exprimă pasiune atât timp cât nu se rezolvă conflictele. Că am senzația că unul dintre voi realizează că trebuie să-și vadă de adevărul său și de misiunea sa. Asul de spate și steaua. Regele de cupe. Aici apare cavalerul, aici este rege. Da. Această persoană știe că nu e doar. Cavaler a fost cu voi. Bărbat, femeie, nu contează. Cavaler a fost cu voi. Dar acest personaj, regele de cupe, devine mai puțin expresiv emoțional din cauza acestor probleme, aș spune, da? Analizei unuia dintre voi. Voi știți cine sunteți aici, regele de cupe sau... Unul dintre voi devine mai puțin expresiv emoțional, își păstrează dragostea, își păstrează adevărul și se concentrează pe misiunea sa, pe vindecarea sa. Pentru că își dă seama. Mai... Dacă sunt atâtea probleme, ia să nu mai... Să-mi văd de drumul meu și de zero. Interesant cum a zis mai devreme. Să-mi văd de drumul meu și să o iau de la zero. Dar apare asul de spade, dorința de a avea victorie. Dacă voi sunteți aici, vă rog să-mi spuneți cum rezonați cu aceste mesaje sau dacă e cealaltă persoană. Pentru că se pare că e un triunghi. Se pare că e un triunghi pentru unii. Triunghi poate să fie și rude, vedeți și voi cu cine rezonați. Justiția, clarificăm în viitor, justiția. Wow, au picat cărți, o fi vreun turn, spânzuratul a venit pe orizontal. E mai bine pe orizontal decât așa. Și au venit iar două.
Mai, mai, mai. Mai, totuși ceva vreți? Vreți să ieșiți din karma? Nu știu, vedeți cărțile? Vreți, vreți să ieșiți din karma? Vreți să ieșiți din contractul ăla care vă ține pe loc? Iar balanța asta, care nu e balanță, adică nu e echilibrată în sensul ăsta. Și ce-au mai venit? Tot așa, 10 de cupe și faetonul vă blochează. Și unul și celălalt sunteți blocați din cauza responsabilităților cuiva. Ați putea să fiți fericiți, da? Ați putea să mergeți către fericire, dar nu puteți deocamdată, voi sau cealaltă persoană. Iar poate să fie o persoană geloasă care încearcă să tenteze și să intervină, posibil și asta, sau, repet, responsabilitățile contractuale. Vedeți că regele de spade parcă analizează. A, ăsta e contractul, asta trebuie să fac. Am promis că trebuie, am semnat, asta e, trebuie să fac. Ce să fac? Ce să fac? Am semnat că voi avea grijă de X, de Y. Na. Iubesc, iubesc. E o luptă, că de-aia apare 5 de bâte și... Dar unul dintre voi se eliberează, se... 7 de cupe. Nu știu, mă strădui să fie cât mai tare. Sper să vă găsiți răspunsurile. 7 de cupe, cavalerul de bâte. Visați la această dragoste, visați la această aventură, poate, cu sufletul pereche, la distanță, la călătorie, o călătorie, probabil. Aveți de făcut multe călătorii. Dar călătoria în sine va aduce... A trebuit să vă separați. Până cât timp, nu știu. 5 de monede. Clarificăm și 3 de bâte. 3 de bâte. Ceremitul. Va fi un moment de tăcere în această poveste. Va fi un moment de tăcere în care va trebui să învățați să munciți, să vă concentrați eventual iar pe responsabilități, pe muncă. Voi sau ei, nu știu despre cine vorbesc exact, dar voi trebuie să vă recunoașteți. Energia masculină, în mod special. Aici bărbat, bărbat și aici parcă tot bărbat. Se concentrează pe muncă, se izolează muncă. Dar trebuie să-și descopere speranța în această experiență. Și faetonul și eremitul merg ambii către stea. Și aveți stea de două ori. Stea e în preajma voastră. Persoana predestinată e în preajma voastră. Persoana care vă vindecă, vă aduce dragoste și adevăr și lumină e în preajma voastră. Însă sunt alte chestiuni, relații karmice, care îngreunează, întârzie. Trebuie să luptați, nu doar să luptați, să și munciți, dar nu doar ca să faceți bani, să vă mobilizați practic în această relație, ca să se manifeste. Pentru că dragostea nu e suficient să simțiți, da? E ok că îndești fericit, da? Dacă vrei să creezi, nu? În fine. Cam asta e. Sper că v-a fost de folos. Sper că la aveți trei și veți vedea ce și cum se manifestă în realitate. Aș vrea să cred că nu se va întrerupe. Ce să zic? Înregistrarea? Sper că nu se întrerupe tocmai la numărul acesta. Mai... Dragii mei, o să continui cu numărul 2, numărul 3 separat, că am senzația că s-a umplut memoria. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și aveți un pic de înțelegere. Vă pup, pa, pa!